Ciao, bine v-am regăsit la canalul nostru de YouTube. Poverini! Ca la mama casa! Perfect! Astăzi avem stică când te duci la supermercat și cumperi doi la prețul de unu. Da? Noi nu le vindem, dar noi astăzi facem două rețete în unu. Da, a, da. E așa? Așa e, da. Da, doi în unu, pentru că facem, ce facem? Niște paste cu mușculete de porc și cu beșamela gratinată la cuptor. Mamă, așa cred că o să fie cele mai gustoase. Aici zice că le facem, tot pentru că ne-ați comentat că ați fi dorită să facem o pasta cu porc. Cu carne așa mai ales. Da, cu carne se facă domnii, dar noi chiar avem o fata care nu mai țin minte numele. Da, ok, dar le faci și gratinate, să fie și mai. Le fac și gratinate, să fie și foarte gustoase. Paste, mușculete, ceapa, usturoi. Arăta ceapa. Nu, scuza, ceapa, musculet, usturoi, vin albe, ulei de măsline extravergine, patrunjele și parmezan și sos de roșii. Și lapte. Pentru beșamel, pentru beșamel am nevoie de unte, faina, lapte. Ah, de-aia ziceai tu două rețete în unu, că da. Facem beșamel. Doi în una. Ok. Dar încep cu sos de carne. Dacă vrei să te ajut, poți să-mi zici, pentru că văd că sunt mai multe chestii aici. Stai, că vrei să toc ceapa sau dacă vrei... Nu, că le fac foarte rapide. Ok, așa, tot e rapid. Și pastea asta, allora, încep cu curățată musculetă și să... Vreau să le scot aici pielița, că oricum mă doar la pisicele mele. Că noi avem patru pisici. Da, patru. Apropo, dacă cineva vrea o pisică... Un pui. Da. Momentan suntem că pui. Avem trei. Pui. Două fete și un băiat. Cineva băiatul nu-l dăm. Băiatul nu-l dăm. Băiatul nu-l dăm pentru că sunt îndrăgostită de Francesco. Și l-o caută mereu și e foarte, foarte dulce. Așa că băiatul nu-l dăm. Dar celelalte sunt la dispoziție. Ok. Începe. Ulei. Vai și mereu principiu că ceapa trebuie să sta mai puțin de la usturoi patrunjele. Punem un pic de ceapa la calite, așa. Nu foarte multă. Nici acum așa. Facem sosul, nu? Dar nici așa puțină. Da, acum facem sos. Așa. Așa. Așa, facem, calim un pic ceapa. Între timp, mai pun un pic de sare în apă și pun pasta pentru că iar un sos se fac în seară de ora și pastea astea au un pic, se fierbă și după le lasă în sos, între timp o să fac beșamela. Okay. Mi-ai un capac, Franci, te rog, un capac de la paste, grasă, pun-l-o, te rog, ok, calim un pic ceapa, dăm foc un pic jos, între timp. Tocam și usturoi. Clasica bază. Ceapă, usturoi, pătrunjel. Da. Ceapă, paia, usturoi, pătrunjel. Aici poate că merge și un pic de țelină, dacă vă place. Dar nu mă rar. Nu mă rar. Nu mă rar, nu. Ok. Ia să le fac așa, că le fac simple pe este qua. Așa. Am înțeles. Asta la calită. Ok. Ok. Și lasă să calească un pic. Mai pun un pic de ulei. Adăugăm ulei. Ulei, adăugăm ulei. Că ulei extravergine. Extravergine. Am pus parte la fier. Și între timp, ce facem, Franci? Ce facem? Facem bucățică mică de aici. Tocam carne, așa, cu buleț. Cubulețe mici. Facem cubulețe, da. Cubulețe mici. Ridicam un pic aici, că l-am pus prea jos. Am pus cam 150 de grame de persoană. 100-150 de grame de persoană. La pastea asta. Știi că niciodată nu te-am văzut făcând paste gratinate cu porc? Mușchi de porc? Da, pentru că de ce le fac cu ragu? Dar voi aveți și rețeta de ragu pe canal? Avem, aveți rețeta de ragu. Se numește sos bolognese. Sos bolognese, ca la mama acasă. Ca la mama acasă. Da, asta e așa. Bine, se face ragu, trebuie 3-4 ore. Se facem sos asta... Mai puțin. Cum faci tu un timp record? 10 minute. Și dacă, de exemplu, aveți 150, aveți niște bucățică de porc că v-a rămas acasă și aveți copii că iubesc o pasta. Păi, eu sunt sigur că după Crăciun, că știi că, sau în perioada Crăciunului când se gătește mult cu porc,
Eu zic că o să rețeta asta o să o rupă. Da? Da, 100%. Ce frumos, da. Cuinii îi plac pastele gratinate, carnea de porc place la multă lume, pastele plac la multă lume. Zice că rupă la toate până... Măi, asta chiar, nu știu, adică... Da, 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 eu zic că da, pentru că e așa mai gen food porn, știi? Da, care are bechamel, are și carnea care place la mulți, sunt și gratinate și pastele gratinate. Na, exemplu, mie îmi plac pastele gratinate. Da, pastele gratinate sunt foarte bune. Deci are toate șansele, da, 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 da. Așa, și acum le așteptam să schimbe culoare carne. Mhm. Se face și mai repede așa cum. Așa și se prinde gust. Da, normal, ragu trebuie să toci toate ala și... Nu, dar zic mușculetul, când îmi faci așa în bucățele, mi se face imediat pastele când pui. Da, 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 se face foarte rapid. Guarda, ho già schimbato colore. Già troppo legata, Isha. Așa. A poi... Punem vin albe, tot cam 100 de mililitri, aici e dublu. Deci ce trebuie, un pic mai mult. Mai mers abundente la vin albe, franci. Oh, pe vesela asta fi băut un par de pulsi. De mult nu vă pulsi. Așa, vin albă, tot ascultam se evaporează, paste fierbună. Da, mama, așa. Știu că tu ce îți place prosecco. Aceste nu le lasam al dente, paste asta nu. Dar cu ce-n vin ar merge asta? Cu vin roșu. Da, deci nu mai spune prosecco. Cu vin roșu. Ieri am fost la... Ieri am fost să facă un spot publicitario pentru o firmă și spotul se cheamă Vinuri pentru străini, știi? Adică, a fost foarte interesant, pentru că, practic, e România. Și ce vinuri ai făcut acolo tu? No, România, care vor să... Da, să promoveze vinuri străine. Da, se... No, nu străine. Nu, să promoveze vinuri românești, care sunt foarte, foarte buni. Și a fost așa, era un sommelier, era un șef american, un șef francez, un șef spaniol și eu. Okay? Și tu. Ok. Și erano 4-5 sticle de vine, toate îmbrăcate în ceva care nu se vedea în da. Etichetă, no? A fost frumos jocul ăsta. Și? 5 sticle de vine. Tu, am degustat fiecare atât, de fiecare 5 sticle, știi? Și fiecare trebuia, și după ne dava un steag de fiecare nație, și noi trebuia să ghicit? Să ghicim care vine o franceză. Aspetta. Păi zi dacă e ghicit, asta vreau să știu. Aspetta. Eu m-am certat cu franceze. De ce? Bine, mie... Ciudat e că fiși cu francezul te-ai certat dintre toate. Da. Stai că ai evaporat vino și pun, sos de roșii, da? Și pun sos de roșii. M-am certat în glumă, pentru că acolo eram colegi, așa, la un... Dar zi motivul, mama, zi motivul. E pentru că eu am simțit un vin foarte, foarte bun, sec, dar mi-a spus că avea un aroma de spre Chardonnay, știi? Și am zis că era italianesc. Am zis, asta e italian. Și franceză, asta e franceză. Păi și? Ce era? Zic, da, stai puțin, a zis, facem un pariu. Dacă castigo eu, da? Tu mi fai cadou un camembert. Așa? Dacă castigi tu, eu îți faci cadou o pizza. O gorgonzola, așa zi. Un parmezan. Da, și cine a câștigat? Și după... Pe cine a câștigat? Spaniola, a zis că n-a recunoscută sigur, vino spaniolo. Dar stai, zici cine a câștigat cu tine și cu franceză. Păi asta e interesant. Tieni. Ce vrei să gust? E da, cum e de sare. Mai trebuie sare. Mai trebuie, bine. Mult. Zi cine a câștigat? Interesant e că la un moment dat era un prezentator. Era spaniol, Iadine, era nici italian, nici facet. No, era un prezentator, Badea, cum se cheamă? Da, știu, mama, dar zi cine a câștigat aia cu vinul, că o lungiști. Și zice, hai să vedem primul vin, așa, așa, așa. Așa? Și toate vinurile erau românești. Aaa, ce v-ați luat toate? Da, toate vinurile românești. Trebuie să spunem că vinurile românești sunt foarte bune. Dar acum spunem puțin aici. Tu acum ai pus sosul de roșii. Da, și acum lasă-l liniștit un pic. Mai repetăm așa o secundă ce ai pus?
Da. Ceapă, usturoi, pătrunjel? Da. Da, cu puțin usturoi? Da. Da, de fapt da, ceapă, usturoi, pătrunjel, așa, cu ulei. Da. După aia, după ce s-au călit puțin, ai pus carnea de porc, tăiată mic. Asta o sosul sprinte. Da, și după aia ai pus sosul, nu, ai dat cu vin alb? Da. Și după aia ai pus sosul de roșii. Da, e, okay. E un sos așa de simplu, care așa simplu, așa? Nu ar fi mers, wow. Merge wow pentru că l-o gratinam cu beșamel. Nu facem sos asta direct simplu, asta da. Pentru că nu vine cea mai bună bunătate de lumea. Să știi că... Da, cu cred beșamel, că da. Beșamelul chiar e o rețetă interesantă pentru că... Nu foarte multă lume știe să facă beșamel. Nu, no, nu. No. Eu acum scot sos. Dar e francez, mama. Și dacă nu e gata, pentru că după le pun acolo, scot sos. E francez. E francez, porca mizeria. Eccoci qua și mă apuc de beșamel. Okay. Pentru că după termino paste aici. Așa, beșamela, beșamela. Ce ne trebuie, Franci? Beșamela te iese foarte bine. Da, păi începem cu unt. Unte. Topim așa. Unt. Topim unte. Ok. Ok, facem puțin acum. Așa? Topim untete, untete, topim unt. Mai trebuie, Franci, bravo, dă-mi așa. Sunt trei ingrediente mari și lapte. Unt, făină și lapte. Bravo, și sare. Și sare. Cred că e un sos mai ușor din asta, nu există lume. Doar francezii puteau să-l facă, nu? Am pus prea mult unte pentru o porție. E, lasă, mama, nu, acum. Nu, prea multe, vine prea grasă. Da, de grasă. Ce? Păi și ce, nu ce are? Vine perioada Crăciunului. Nu, e prea grasă pentru... Până se jumate pentru o porție. Deci aici da? Sunt cam 25 de grame? Aici cam așa, 30. Da. 30? 30, da. Ok. 30, ok. Unte s-a topit-o. Așa. Și nu l-o topim la foc foarte tare, pentru că altfel foarte rapid se ustura. Se ustură, da. E a doua oară, ai mai zis în altă rețetă asta. Nu stă aici acum, ai altă ligură de sare. Păi, dar gustă și tu, mama, pe bune, acum. Nu-mi gustare și mie. Opa. Atunci trebuia, dar dacă ai mai pus, e ok, cred. Perfect. Ok. Așa. Acum avem unt aproape gata. Așa. Aproape. Când e unte gata. O faci la rece. La rece trebuie să punem faina. Tu o faci la rece. Eu fac la mulți rece. Mulți fac la rece. Da? De ce o faci la rece? E, pentru că fiecare bucată are rețeta lui. Mie are stilul lui. Da, mie e mereu mai și perfectă pasta asta, așa cum e beșamele. Da. Așa că n-am de ce să schimb o rețetă. Facem atenția. Așa. O bucățică de unte să nu se... Se nu se facă negru, 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 negru. Ok, gata. Aici punem faina. Făină e cam la 8. Făină, da, la... Acum o porție, 2, 3, o porție, 4 linguri abundenti. 4 linguri am pus. Abundenti. Abundenti, le incorporam în făină, așa. Mm-hmm. Le incorporam în făină și adaugam-o. Lapte. Ok. Acum la început te dau cu puțin lapte, că vreau să se amalgamează bine cu... Să nu se formeze alea de la făină, nu? Grumii, bravo! Da, astea sunt, bravo. Astea sunt cea mai mare așa. Problemă la sosul, să nu se dar formeze asta. Dar noi le facem asta. Așa, dacă voi faceți cum vă arată eu, nu se formează nimica. Vei este o beșamela ca în vise, vedeți? Deci gata? Secretul e că ai pus puțin lapte înainte. Da, să le... da, așa. Exact, da. Exact. Am pus lapte înainte, nu l-am pus tot într-o dată, dar lapte l-o pun încet. L-o întorc bine la, cu făină așa și pun-o pe tot. Aici cât ai pus? Cam un 300 de mililitri, nu? Cam așa, 300-350. Ok. Ne retorcem pe foc. Mai dam-i puțin lapte, Franci, că l-avem jos. Da, mă, că ajunge pentru foc. Da, mai trebuie puțin. Da, mai dim un puțin. Nu are nimica și dacă se... Bravo, nu facem publicitate. Așa. Nu, dacă cineva așa, își dorește, da. Momentan. Da, nu ne dorește. Dar am să ne dorește cineva. Ok. Da, mama, acum cum să nu. Avem paste gata. Francesco, spune-mi asta, te rog. Mersi. Okay. Pune-l acolo pe lemn. Perfecto. Punem paste în sos. Fuzilli. Dai, fuzilli. Paste sunt ca niște făcute... pene care arată mai bine. Da, mie place fuzilli, poate. E o pasta din care pe care îmi plac cel mai multe. Așa. Ok. Punem aici. Dai. Și le terminăm pe foc. Nu le terminăm, că aceste sunt fierte bine. Mhm. Da, poți să le aduci, te rog, să simt
O pun aici acum. Ah! Așa, acolo. Facem beșamela. Aici dăm drumul la foc. Și la beșamel trebuie să întorci până se întărește, nu? Aici, la beșamel, da, imediat. Aici pune până la foc tare, să se facă sos, așa. Să se prinde bine. Mama mia! Aici. Mersi. Grazie. Prego. Avem crema bechamel, la punem pe pasta, acoperim pasta sus și gata. O pui bechamel, o pui în sos? No, acum vă arată, nu fi curios așa. Păi sunt curios. Mai așteaptă puțin, astea sunt super mai bune. Așteaptă puțin. Da, deci... Super bune, dar nu mai mănâncă carne, Francesco. Da, de o perioadă am devenit vegetarian. Nu sunt chiar un vegetarian, pentru că mai mănânc pește rar, foarte rar. Fructe de mare nu cred că se pun, pentru că fructele de mare n-au sânge, n-au ce puțin creveți. Bine, dar peste dacă la masă îl mănânci, nu ai nimic. Da, dar mănânc atât de rar încât nu pot să zic că așa, adică aș putea să zic că sunt vegetarian, da. Bine, mai mănânc sushi, îmi place, e mâncarea mea preferată. Sushi, da. Dar să zicem că nu mai mănânc sare, carne. Sare, sare, beșamela, prea și sare. Vai, că se face, vai. Foc mic, că ne începe, vai. Se face. Vai. Mai pun sare? Gata. Dai, e gata, ca la master, ce vreau, probă aici. Mama mia. Ok, beșamela e gata, e perfectă. Acum. Wow. Aici. Așa, French. Stai un puțin aici, guarda, Așa. Aici punem paste noastre, așa, avem cuptor la maxim, când începeți recetă puneți cuptor la maxim. Noi l-am pus la 200 de grade, cred. 230, l-am pus la maxim. Ok. Distribuim paste, aici am pus 130 de grame sunt de paste. Bogăție. 140, da, am făcut o porție mai mare de paste. Ok. Așa. Le apasam bine așa. Uh-huh. Ok. După... Adaugă beșamela. Mamma mia. Wow. Poi ci vorrà che mi disco il fuoco però. Adaugă beșamela. N-am cuvinte. Beșamela. Mai ales când o să iasă din cuptor. Guarda, că bella. Mergem repede să le punem. Bine, așa. Perfecta. Apoi punem un puțin de parmezan. Așa se gratinează mai bine. Sì. Adăugăm parmezan. Adăugăm parmezan. Și cam câte minute le ții? Și cam 20. Un sfert de oră. Deci 15 minute la 230? Da. Numai să se gratinează, pentru că ele de fapt sunt făcute. Aproximativ, zic. 15 minute. Da, 15 deci atunci minute. Noi mergem să le punem în cuptor 15 minute la 230 de grade și revenim să vedem cum arată. Facem poza, vă arată după care. Hai la cuptor și revenim. Am scos paste de cuptor. Nu, n-am cuvinte. Și uite-te cum arată, nu, French. Mamă, nici bunica nu. Eu zic că sunt două porții aproape ieșite. Așa că pentru noi e prima rețeta noastră de paste gratinate la cuptor, da? Și eu zic că cea mai... Sunt dedicată la acea fată că ne-a scris că vrea paste cu porc și sper că pleacă și la mulți alții. Nu, dar asta chiar o văd și ca o rețetă așa mai de Crăciun, așa mai de iarnă, așa, pentru că... Mai de iarnă. Nu știu, eu cred că sunt printre preferatele mele pe care le-am făcut până acum, gen asta, mi se așa par foarte... Sper să vă placă și sper să le încercați și dacă v-a plăcut rețeta... Un comentariu. Și un like. Da. Subscribe mereu dacă ne țineți. Adică este modul în care... Și comentarii pe ce ar fi dorit și... Da, pentru că ne dați idei. Vă urăm. Poftă bună. Bun apetit.